sau oamenii din stație, am încercat să delimităm spațiul în care ne petrecem cea mai mare parte a vieții, probabil că traiectoriile noastre s-ar înscrie în raza unui cartier, a unui oraș, la care am mai putea adăuga și ruta unui autobuz care ne duce la țară sau la lot. Peseț pe drumul ăsta, la deal, la deal și la peseț și ajungi în sat. Tot înainte și apucați la stânga, nu la dreapta, la stânga. Și mai întrebați că doar mai este bine, sănătate. O luați la stânga, prima la Chetriș. Și tot înainte, și ajunge, este un sat acolo. Și așa și ala, vă opriți și întrebați. Și a fost primul meu documentar, prima mea întâlnire cu publicul, un film de care mi-aduc aminte cu foarte mult drag. Și atunci când aud niște clopote, imediat mi-amintesc de momentele pe care le-am trăit atunci pe platou de filmare, în două clopotnițe de pe două maluri ale Prutului. Filmul ăsta mi se asociază cu clopotele. Clopotele care răsună departe, răsună peste hotare și peste Prut. Eu mi-amintesc cu mare drag de acest film în care am amestecat două sate cu același nume de pe ambele maluri ale Prutului, făcând așa un mic act de unire, să zic. Eu am vrut cu acest film, Satul din Oglindă, să șterg granițele, să șterg toate diferențele între noi și sper că abia spre sfârșitul filmului oamenii au înțeles, odată cu genericul, că e vorba despre două sate și două state diferite. Și dacă mi-a reușit acest lucru și abia spre sfârșit și-au dat seama că, vai, există un accent ușor diferit sau, vai, poate am intuit eu că omuleanul ăla e de pe malul stâng al Prutului. Eu mă bucur că am făcut acest lucru. Hara Harbuș! Hara Harbuș! Hara Harbuș! Sunt oameni care se descurcă. Încep așa câte ceva. Care are de o logică. Care cu pământul, care și cum. Cine vrea să muncească, muncește. Cine nu, nu muncește. Soțul. Plecat de vreo 3 luni. Plecat în Portugalia și eu cu copiii mei spravesc singur acasă de amuși. Pentru să plec la lucru niciodată n-am să plec, am 2 copii acasă care țin prea mult la ei. Noi avem și pământ mult, avem cote luate de la bătrâni, pentru că am văzut că toți au luat și de nevoie, am luat de la bătrâni. Dar vrem ca copiii mai departe să au și eu un viitor. Și numai la copii tot ne gândim, chiar vrem și noi să înviem mai departe undeva. De fapt, suntem o țară în oglindă. De curând filmul a fost transmis la televiziunea publică și ne-au telefonat oameni din sat care vorbeau cu mult entuziasm. Uite, am văzut un film despre satul nostru și
Fostul primar al satului, omul care a fost primar pe timpul când am filmat eu, ne-a telefonat și a zis că acum, deoarece este proaspăt cetățean al României, ar vrea să-și facă vize de reședință în localitatea Redeni din județul Iași, în celălalt Redeni, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Asta este marele meu regret, că nu mai este tata să vadă ceea ce fac. Pentru că eram încă studentă când a plecat și practic nu mi-a văzut nicio lucrare. Deseori mă întreb și deseori simt nevoia sfatului lui, pentru că el era un om de creație și eu sunt sigură că am fi avut multe lucruri să le discutăm, să le analizăm, să le împărtășim. Fiindcă mi se face tot mai dor de tine. Fiindcă azi noapte m-am înnecat cu verbul a uita. Fiindcă am îndrăznit să pun pe umerii tăi prea multe poveri. Fiindcă ceea ce trebuia să-mi ceri, nu-mi mai ceri. Tăcerea nu-mi poate fi martoră, că în tăcere nimic nu se întâmplă. Nici tăcerea nu se întâmplă, fiindcă mi se face dor de tine. Mi-am dat seama, realizând acest film, că de fapt filmul în sine este o luptă cu moartea. Am vrut să fac abstracții de moarte și am vrut să-l fac prezent pe tata. Să nu cumva să se lase perdeaua uitării peste chipul lui, peste poezia lui. Și în această idee am pornit filmul, deși m-a consumat foarte mult din punct de vedere emoțional, pentru că cred că a fost primul film când am plâns la masa de montaj, văzându-l în imaginile de pe monitor. Dar în același timp a fost o expresie a dorului și acele zile petrecute la montaj cu tata au fost deosebite pentru mine. Iar filmul este destinat tinerilor, copiilor, poate celor din liceile care poartă numele lui Ion Vatamanu, celor care l-au cunoscut și care l-au iubit. E ca o aducere aminte. Și în același timp este un îndemn pentru tineri să-i deschidă cartea și să citească poezia, să-i cunoască activitatea. Deșteaptă-te, popor! Treziți-vă să vedem scris pe viitorul unirii moldoveni, la Nistru și la Prut, la Poale de Carpați, ai noștri întregut și azi ai noștri frați, uniți pe același grai, la Dunăre, la Ren, pe jumătăți de plai, unire moldoveni, un clopot, un destin, un Ștefan voievod, cel mare domn creștin, cel mare patriot, sub steagul strămoșesc, la viață și părinți, un neam moldovenesc, aceleași suferinți, același de pământ și lacuri și dureri. Deșteaptă-te pământ, rodiți-vă putere. Azi vremea ne-a întors. Nădejdea în viitor, cu mila lui Hristos, deșteaptă-te popor. Tata mi se asociază cu un lan de grâu, cu un câmp verde, cu acest vânt care se joacă cu spicile, pentru că și în film există acest vânt ca o prezență a tatălui.
Și, de fapt, atunci când îi pierdem pe cei dragi, încercăm să-i căutăm nu doar prin amintiri, dar și în peisajul care ne înconjoară. Dintr-un ritm în altul am ieșit ades să fiu mai auzit și un pic mai înțeles, căci am purtat în ochi lumină gânditoare, voind a vă uni cu un suflet și o cântare, să mă ridic cu voi în carte și la plug, puțin pe cât am fost, mai mult să vă ajung. Cocoarele se duc și gândul mi-l întrec, cu aripă de-a lor prin peptul vostru trec. Vă las să mă așteptați din nou în primăvară, sosind pe muguri noi, îndrăgostit de țară, c-am legănat în grad și-am sfătuit cu minte copiii ce vor găsi în mine un părinte. Mi se face dor de tine. Undeva, probabil, există între noi aceleași... Există o mare tangență sau asemănare în felul în care vedem lumea asta. Pentru că acum îmi dau seama că încerc să fac poezie și în filmul meu, în filmele mele. Ele sunt pline de metafore și de imagini poetice și probabil lucrul ăsta l-am moștenit de la tata. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am niște discuții la un pahar de vin cu tata despre filmele mele. Sper să-i placă ceea ce fac. Mama mea a avut un tată care a fost deportat în Siberia și a avut o mamă care s-a refugiat în România. Mama rămânând aici în Basarabia și cumva mereu simțind foarte dureros această despărțire de propria ei mamă în România, cu care s-a revăzut peste foarte, foarte mulți ani. Atunci când am plecat eu la studii la București, mi-am regăsit bunica, pe care practic nu o cunoșteam și m-am bucurat pentru această revedere. Am reușit să petrecem 3 ani împreună, după care ea a murit. Visul meu, visul adolescenții mele era să merg la studii în România. România era pentru noi pământul făgăduinței. Era, nu știu, ca un casânul mamei la care vroiam să ajungem. Acesta este desenul care l-a pictat tatucul meu. Mama mea știe mai multe despre el și cred că o să vă povestească ea. Eu m-am gândit când mai înnoiești prin casă să-l dau jos și băiețul nu mă lasă. Și să vă spun așa, îi și plopi și înalți care sunt încolo și aici și rachită cei care au fost cândva așa și este acolo. Și așa și-au făcut-o cumva. Moara ea, că e numai nu prea bine se vede, înainte merge lumea la moară, făceau făină acolo la prut, nu mai era sârmă. Dar amu, sârma, dacă a fost, gata, nu te mai puteai duce nicăieri. Thank you.
urmă, Ghimpat a stat prea mult pe prut. Eu cred că ea trebuia scoasă acum 20 de ani, când s-a risipit și zidul Berlinului. Și una din întrebările pe care mi-am pus-o în acest film, de ce a stat atât de mult? Cât ne-a trebuit să ne debarasăm de acest gard dintre frați? Și de ce n-am avut curajul să o facem mai devreme? Probabil, într-adevăr, există teoria că pasărea se obișnuiește cu colivia ei. Așa și acest popor s-a obișnuit să stea în colivie și i-a trebuit ceva timp să spargă această colivie. Deci, complexul de sistemă este... 175 a fost instalată pe anii 1978 în Republica Moldova, la hotară cu România. Deci, ce prezintă el? Prezintă un sistem de semnalizare care avea capacitatea de a depista persoanele care vin în apropierea de gard și dădea un semnal la pichetul de grăniceri. Deci, sistemul dat are 22 de sârme. Sistemul este împărțit în sectoare. Un sector are undeva lungime la 450 de metri. Cred că sârma ghimpată face parte și din peisajul meu din copilărie, pentru că fiind la țară, în satul buneilor mei, care este pe malul Prutului, vedeam această sârmă ghimpată și tot timpul eram curioasă ce se află dincolo de sârma ghimpată și mă uitam așa cu mare nostalgie și mult mister la dealurile care bunica îmi spunea că sunt dealurile României. Și îmi spunea că, uite-te, noi mergeam la târg aici de sărbători, cumpăram tatălui tău costumași de sărbători și mi se părea că e o nedreptate că există între noi acest baraj. Aș fi vrut și eu să mă duc la târgul acela unde mergea și bunica. Vasile Romanciuc, unul din intervievații din filmul meu, a scris o poezie care exprimă esența acestui râu care desparte frații. Prut, trup rupt. Da, suntem o bucată, o parte de trup și probabil mereu va exista această tendință de a fi un tot întreg. Simt rănile pe care mi le-a lăsat această sârmă în suflet, dar în același timp cred că în rănile noastre încolțesc și semințele dorului de libertate, de adevăr, de lumină, de a fi altfel, de a fi noi înșine. Faptul că am făcut acolo studiile a fost probabil o piatră la temelia formării mele ca și personalitate. Am revenit după facultate înapoi la Chișinău în ideea de a reanima cinematografia națională. Nu am regretat că nu am rămas în România, pentru că noi suntem destul de conectați la viața cinematografică din România și mergem pe la festivaluri, arătăm documentarele noastre. Dar mi se pare că aici aș putea să fiu mai utilă, pentru că este important să povestească cineva lumii despre noi. Curge Prutul între noi și blânge. Paște, hai român din moarte în viaț, dar de peste Prut ridică, frate, ochii tăi de-a dreptul în ochii mei. Doina și Ion sunt o permanență. Ei sunt prezenți și astăzi prin cântecele lor, prin creația lor, prin
amintirea pe care au lăsat-o. Sunt niște creatori care au depășit cumva cotidianul nostru și au reușit să facă mai multe lucruri de care noi astăzi putem să ne mândrim, să fim mândri. Dar sunt partea acestui neam, acestui popor și vreau ca ei să se cunoască și sub aspectul ăsta, ca niște oameni care au, s-au născut pe acest pământ, au crescut, i-au sorbit sieva, au creat tot pentru ei, pentru acești oameni. Probabil că viața lor sau moartea, nu știu, i-a transformat în niște eroi legendari, într-o legendă, într-o icoană acelei perioade. Și cel mai bine îi cunosc cei care i-au cunoscut în viață. Ion și Doina au fost doi oameni care au știut să iubească. Ei s-au iubit între ei și au iubit creația, au iubit publicul. Și această dragoste a lor a fost foarte fertilă și, de fapt, ea a fost cea care m-a inspirat. Cândva, cândva, pe-al vieții să pășim făgaș și să avem doi copilași ce să ne semene. Cândva, cândva, să avem același ideal și un cămin familial. O piesă care m-a marcat foarte mult a fost visul părinților mei să aibă măcar doi copii. E vorba de piesa Balada familială. O piesă la care, când am ascultat-o după 12 ani, de când nu mai erau părinții, am plâns. Mi-a fost dureros pentru faptul că cuvintele acelei piese se povestește toată viața care și-ar fi dorit-o și de care nu a avut parte până la urmă. Atunci când faci un film de acest gen, un film portret, trebuie să-ți cunoști foarte bine personajele. Și sigur că la început eu am vizionat foarte mult material de arhivă, dar m-a inspirat în primul rând o piesă care se cheamă Te iubesc. Și acea piesă a fost la baza conceptului. E și un film de dragoste, de fapt. Și ne spun ei înșiși povestea lor. Este ca o confesiune în tot acest film. Când avea vreo 5 ani și jumătate, făcuse o isterie grozavă. Iar plecam noaptea și el, care este foarte atașat de noi, ne-a zis o replică, după care ne-a întors spatele și a plecat. Mi-a spus, dacă tot nu aveți timp să mă creșteți, de ce m-ați născut? M-am mirat întotdeauna de energia pe care o aveau și atunci legătura în mintea mea se face cu toate acele concerte. Acea fugă prin toate satele Moldovei în anii 80, în acele timpuri grele, împreună cu Grigore Vieru, cu Gheorghe Urski, cu Dumitru Matkovski, la care în mare parte mă luau și pe mine, chiar dacă eu le ripostam des, că nu mă iau unde ajuns de mult, că de ce m-au făcut, dacă nu pot să aibă grijă mai mult de mine, să fie mai mult alături de mine. Și îmi amintesc mereu de taică-miu, care era mereu înconjurat de colegii de scenă, colegii de tupă, acea dorință a maică-mii să-și coase rochii de scenă cât mai frumoase, chiar fiind în așa impas financiar și așa mai departe. Și eu, care rugam să întreacă următoarea mașină care vine, pentru că vreau să fim noi primii, mereu primii. Premiera asta mi-a adus multe bucurii, pentru că am văzut cum plecau oamenii cu ochii înlăcrămați. Plecau cu o emoție și se duceau și împărtășeau prietenilor. Uite-te, neapărat să mergi și tu să-l vezi. Thank you.
serenadă. Mi-aduc aminte că prima dată Doina când a ieșit pe scenă cântând, de aici cânta, dar de aici îi curgeau lacrimile pentru că ea nu vroia să cânte. Ei, i-a fost greu lui Ion să o convingă, dar până la urmă i-am spus, dacă vrei să formezi familie cu Ion, cântă, că asta este dorința lui. Pe scena Cerbului de Aur, compozitorul și interpretul Ion Aldea Teodorovici ne prezintă alături de Doina Teodorovici piesa de rezistență a discului, cântec dedicat poetului nepereche a neamului românesc, Mihai Eminescu. Zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de-n tocmai Neamănescu, Neamănescu, domnului Eminescu. Acest film a fost destinat nu doar spectatorului din Republica Moldova, dar este destinat și spectatorului din România. Și ne dorim foarte mult să ajungem cu el și la București, dar și în alte orașe din România, unde publicul probabil i-a iubit la fel de mult pe Doina și Ion, pentru că ei au făcut foarte multe drumuri prin orașele din România, dorind să ajungă la audiența de acolo și dorind cumva să construiască niște poduri între noi. Sunt foarte curioasă ce emoție va trezi acest film în România și sperăm să repetăm cumva turneile Doinei și a lui Ion pe meleagurile românești. Întotdeauna am încercat să privesc lucrurile dincolo de perdea obișnuinței. Sunt Leontina Vatamanu, sunt mama a doi copii și autoarea mai multor filme documentare. Încerc să-mi trăiesc filmul din plin.